Udrea recunoaște că lipsa banilor și-a spus cuvântul în anul care tocmai se încheie. Unele proiecte au fost temporizate, altele stopate și s-a impus prioritizarea obiectivelor. În plus, au căutat surse alternative de fonduri, mai ales în mediul privat. Din păcate, de un an de zile ne străduim să atragem constructori care să vrea să finanțeze, să intre în acest program, să finanțeze cu banilor lucrările de construire, urmând să-și lucreze din 2013. Nu există constructori atât de mulți și de mari care să aibă capacitatea să lucreze pe banii lor, să-și recupereze sumele investite în anii următori. Așa se face că am reluat licitațiile pe pachetele de drumuri, pachete care conțin câte două județe, de câteva ori. Astăzi pot să vă spun că avem semnate contracte pentru 5 pachete de lucrări, cu mare greutate. Au fost cazuri când constructorii au câștigat licitațiile și au renunțat la a semna contractul pentru că nu au găsit finanțare. Totuși, investițiile au rămas o prioritate, mai ales în sectorul turistic. Statisticile din turism o fac pe Elena Udrea să privească foarte optimist anul 2012. În turism, așa cum spuneam, au avut o creștere de 17%. În valoare absolută, cifra este de 6.024.300 de turiști, din care 78,1% au fost turiști români și 21,9% au fost turiști străini. A crescut cu 12,2% numărul de înnoptări față de 2010 și a crescut cu 16,9% cererea turistică a rezidenților în România. Cu încasări mai mari cu 17% față de anul trecut, turismul românesc a câștigat de pe urma campaniilor inițiate de minister, dar și a documentarului Wild Carpathia, în care prințul Charles promovează România. Până și filmul Twilight a trezit curiozitatea străinilor față de România, crede Elena Udrea. Am continuat să promovăm România prin brandul turistic național pe care l-am realizat în 2010, atât cu fonduri din bugetul de stat, cât și cu fonduri din programul operațional regional, deci cu fonduri europene. Cele mai importante acțiuni au fost campania de promovare internațională pe CNN, Eurosport și Euronews, campania de promovare internă pe televiziunea cu cel mai mare rating, promovarea în cadrul unor evenimente sportive, gala de box al lui Lucian Bute din 9 iulie 2011, participarea tânărului pilot de Formula 2 Marinescu la campionatul unde a promovat România și brandul turistic național, precum și promovarea brandului la campionatele de rugby și gimnastică. Acțiunile de promovare vor continua și în 2012, când se caută extinderea pe internet a promovării. În plus, investițiile în turism vor viza dezvoltarea unor sectoare cheie, precum turismul montan, turismul balnear și turismul cultural.